Matemática, não faz física, não? E é uno. E é uno. Te rog, uno. Subiectul 1. Yes, uno și are mai multe. Da, are 6 exerciții. Da. Exercițiu 1. Arătați că logaritmul bază 2016. Arătați că logaritmul bază 2016 din 63. Ia să vedem. Am uitat să dau drumul la casă. Am dat eu. Da? Am dat eu. Bun. Logaritmul baza 2016 din 63 plus logaritmul bază 2016 din 32 plus radical din 0,0625 0,0625 este egal cu 5 pe 4. Egal cu 5 pe 4. Echivalentul. Mai lucrat aici. Suma logaritmilor este produsul. Așa. Este aceea și va fi logaritmul bază 2016 din 2016. 2016 din 2016. 2016. Așa face, da. Plus. Radicalul 2004. Plus, da. Plus cât? Radicalul acela? Radicalul va da 1 pe 4. Că e... Vine 6. Alo. Bună seara. Uite, fac simularea acum. Deschide calculatorul și trebuie să fac simulare. La M1, da? Gata. Te uiți acolo că faci subiecte acum. Bun. Bine. Salut. Deci plus cât ai zis aici? Plus radicalul acela 625 pe 10.000, nu așa, da. Bine? Care face 625, 6, radical de 625 care face 25 pe 100, parcă ar vine, nu? Da. Și face 1 pe 4 și radical de 1 pe 4 face 1 pe 2, parcă. Dar nu e radical din 625. Am făcut și radicalul, da, corect. Da. Deci face 1 pe 4 aici. Deci vine cât 1 plus 1 pe 4. Da. Care face 5 pe 4. Da. Terminat. Asta e 1. 2. 2. Determinați numărul real M. Determinați M. Asta a fost simplu, nu? Da. Asta, da. Deci trebuie urmărit. Determinați M real. Așa încât. Pentru care soluțiile ecuației X pătrat minus 3m minus 4 tot ori x. 3m minus 4 cu paranteză tot ori x, da. Așa. Plus m minus 3. Da. Egal cu 0. Da. Verifică relația x1 plus x2. Deci cine este m? M, m egal cu cine? Așa, dacă verifică. Verifică. X1 plus x2 egal cu 2 x1 x2. X1 plus x2. Egal cu 2, 2 x1, x1, x2. Cum ai gândit aici? X1 plus x2 va fi minus 2. Deci, de la, când avem ecuația, haideți să schimb partetele. Dacă avem ecuația ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, avem atunci că x1 plus x2 egal cu minus b pe a și x1 ori x2 egal cu c pe a. Da. Deci, x1 plus 2 egal cu minus b pe a. Și cum este aici, ca să înțelegi și mai bine? Împărțim prin a asta și vine x pătrat plus b supra a ori x plus c pe a. Egal cu 0. Da. Iar când am ecuația aranjată așa, știți bine că vă dădeam, să dau numerele x1 egal cu 3 și x2 egal cu 4, să zic așa. Facem suma, ies egal cu 3 plus 4 și produsul egal cu 3 ori 4, 12. Și atunci, ecuația care se formează este următoarea. X pătrat minus sx plus p egal cu 0. Adică ecuația x pătrat
minus 7x minus 7, plus 12 egal cu 0, ce rădăcini va avea? Pe 3 și pe 4. Da. Deci asta de aici sus, scris așa, ea trebuie privită în varianta x pătrat minus sx, de desubt, scriu așa, x pătrat minus sx plus b, da? X pătrat, deci trebuie văzut așa, x pătrat minus s ori x plus b egal cu 0. Și atunci îți dai seama că s-ul este minus s egal cu b pe a și produsul egal cu c pe a. De aceea avem aceste două relații. X1 plus X2 egal cu minus B pe A și X1 ori X2 egal cu C pe A. Termenul liber. Asta am mai făcut de multe ori. Ce spuneam în cazul nostru? Cât este S în cazul ăsta? S egal cu minus B, minus B supra A și egal cu minus, adică, uite, S este minus și minus din formulă de aici face plus, da. Din 3M minus 4 supra A. Cât este A-ul aici? 1. Deci 3 e minus 4. Iar produsul este egal cu C supra A. În cazul nostru, C-ul este cât? Ăsta este C-ul. E minus 3. Deci M minus 3 supra A, supra 1. Iată că avem suma egal cu 3 e minus 4 și produsul egal cu... Și ce relație am avut aici? Relația asta era echivalentă cu a spune că suma egal cu de două ori produsul. Da. Asta e suma și asta e produsul. Echivalent cu suma în cazul de față 3 e minus 4. E de parcă aș pune 3m minus 4. Egal cu de două ori produsul, adică de două ori pe lângă m minus 3. Ceea ce înseamnă echivalent cu 3m minus 4 egal cu 2m minus 6. De unde m egal cu minus 2. Minus 2. M egal cu minus 2. Ce a vrut să vadă la ei și doi autorul? Să vadă relații între rădăcini și coeficienți. Sau relațiul iet, cum să mai spun, nu? Le-ați făcut în clasa 10-a oare și pentru ecuația de gradul 3? Și gradul 4? Sau numai cel din clasa 9? Numai cel din clasa 9. Numai cel din clasa 9. În ieșite care mai puteam întâlni, în legătură cu chestia asta, era așa. Deci, o variantă era așa, să dă expresia E de M. Deci, tind ecuația asta de aici, să se calculeze E de M egal cu X1 pătrat plus X2 pătrat plus 1 pe X1 plus 1 pe X2, să zic. Deci, știm că am relațiile acestea, ni se cerea să găsim x1 pătrat plus x2 pătrat plus 1 pe x1 plus 1 pe x2. Ca o expresie în M. Foarte des merge asta. Și asta scrie egal mai departe. În loc de x1 pătrat plus x2 pătrat, adunăm un 2x1, x2, scădem un 2x1, x2. Da. Ca să formez un binom la pătrat. Da? X1 pătrat plus x2 pătrat, îi aduc 2x1, x2 ca să binom la pătrat. Și va face x1 pătrat plus x2 pătrat, plus 2x1, x2, minus 2x1, x2, adun și scad pe x1, x2, ca să nu modific. Plus, aici am luat aceeași viitor și vine 1 pe x2, plus 1 pe x1, care mă duce spre, asta se strânge foarte bine ca x1 plus x2, totul la pătrat, minus de 2 ori x1, x2, și plus, aici amplific cu x1, divac cu x2, plus x1 plus x2, totul supra x1 x2. Că toată expresia este numai cu sumă și produs acum. Da. Sumă o știu, produsul îl știu, înlocuiesc și apare expresie în M. Lucrez la expresia aia și dă numai în M. Un alt exercițiu foarte tare, la fiecare variantă a lui M am alte ecuații. Alte M, alte ecuații, că se schimbă coeficienții. Și dacă notăm cu f de m, notăm cu f de m, f indice m de x, familia tuturor parabolelor respective, la fiecare m am un grafic, alt m alt grafic. Și atunci să se arată că întreaga familie trece printr-un punct fix. Ăsta putea fi un punct tare.
Deci, Andreea, la un nem dat am o funcție de gradul 2. Al dem altă funcție de gradul 2. Fiecare funcție de gradul 2 are graficul său parabolă. Aici e că coeficientul expătat este pozitiv, toate parabolele sunt cu vârful în jos și cu ramurile în sus. Da? Toate cu vârful în jos și ramurile în sus. Ei bine, există probabilitatea, există posibilitatea ca toate familiile să treacă printr-un punct fix. Adică punctul acela să nu fie influențat de el. Și iată, am să insist pe chestia asta pentru că există posibilitatea să întâlniți așa ceva. E fiind vicem de X egal cu. Disfac acolo, disfac și vine X pătrat minus 3MX. Da? Minus 3MX plus 4X plus M minus 3 și egal mai departe cu Scot pe M în factor comun și vine M pe lângă. Minus 3X plus 1. Dacă am scos dintre astea și astea, am dat M în factor. Minus 3X plus 1. Plus X pătrat plus M minus 3. X pătrat. Nu, nu mai este. Nu, nu e M. Deci este X pătrat plus 4X. Așa, minus 3. Și faptul că coordonatele punctului nu depind de M, înseamnă că aici este făcut coeficientul lui M dispare. Și M ori 0 înseamnă că M nu mai există. Da. Și de aici facem și noi. Pentru X egal cu minus 1 pe 3, Y cu care urmează, Y respectiv, va fi egal cu înlocuim pe X cu minus 1 pe 3, cu, nu minus 1 pe 3, cu 1 pe 3. Cu plus 1 pe 3. Vine minus 3X plus 1 egal 0, 3X egal cu 1, X egal cu 1 pe 3. Și Y va fi egal cu mu ori 0, 0, plus 1 pe 3, totul la pătrat, plus 4 ori 1 pe 3, minus 3, și egal cu 1 pe 9, plus 4 pe 3, minus 3, și egal mai departe, peste tot amplific aici cu 3 aici și cu dincolo cu 9, și 1 plus 12, minus 27 pe 9. Și face în calcul 13 minus 14 pe 9. Și spuneți acum, punctul fix prin care trece întreaga familie de parabole pe de coordonate, X-ul cât am găsit, 1 pe 3 și Y-ul minus 14 pe 9. Deci, formularea foarte tare pentru exercițiul ăsta nu e asta. Asta e foarte simplă. Ca să găsim pe M cu condiția dată. Că suma egal cu produsul. Banalitate. Mai interesant apare să apare aceste de M și una și mai interesantă să se arate că întreaga familie de parabole a cărei lege de compoziție este, lege de corespondență este însă relația respectivă, să se arate că întreaga familie de parabole trece printr-un punct fix are cărei coordonații sunt cel determinate. Da. Tehnica e asta descris. Scrim pe expresia aceea, dând pe M în factor comun, pe lângă minus 3x plus 1, plus ce este în continuare x pătrat plus 4x minus 3, și faptul că coordonatele nu depind de M, este ca și cum aș spune, M dispare. Da. Și anulez coeficientul lui M, adică minus 3X plus 1 egal cu 0. Și cu X-ul găsit, înlocuim, de găsim Y-ul. În partea a doua, de fapt, X pătrat, care și face 0, din X pătrat plus 4X minus 3, în care am înlocuit pe X-ul cu 1 pe 3. Și găsesc Y-ul corespunător. Și atunci punctul fix pe care trece întreaga familie de parabole este 1 pe 3 și minus 14 pe 9. Acesta este un punct tare. Deci ca idee, vă poate surprinde la funcția de gradul 2 o astfel de întrebare, unde observați coeficiențe sunt funcții de M, este vorba de aranjarea într-un alt mod și obligăm coeficientul lui M să fie 0, din care apare repede
punctul fix prin care trece întreaga familie parabole. Asta a fost exercițiul numărul? 2. Să vedem 3-ul. Să se determine, să rezolvăm în x ecuație, în 3, da? Da, în mulțimea numărilor reale, ecuația 2 ori 2 la x. Să se rezolve în ecuația. 2 ori 2 la x plus 4 la x. Așa. Minus 8 la x. Egal cu 0. Egal cu 0. Da. Deci, 2 ori 2 la x plus 4 la x plus minus 8 la x egal cu 0. Cum ai de gând? Cosmine, tu cum propui la asta? Păi scriem pe toate ca, de exemplu, pe 4 scriem ca 2 la 2 totul la x. Așa. Pe 8 îl scriem ca 2 la 3 totul la x, ca să fie baza. Să fie baza 2. Și cum s-ar transcrie acum? După asta. După așa? Cum se așează el după scrierea asta? Ar veni echivalent aici cu 2 ori 2 la x, să-i zic bine. Da. Plus 2 la x totul la pătrat, da. Poți să vezi așa, și minus 2 la x totul la 3. Egal cu 0, da? Când pe 8 azi 2 la 3, 2 la x totul la 3 egal cu 0. Și acum? Notăm pe 2 la x cu un t. Da. A apărut peste tot 2 la x. Da. Deci 2 la x notăm cu un t. Și atunci e echivalent, ecuația dată, redusă la una simplă. 2t plus t pătrat minus t la 3 egal cu 0. Echivalent cu. Ce ai de gând să faci aici? Scoatem un t factor comun, nu? Se vede acolo, se vede foarte bine. Deci t pe lângă cinele? T pe lângă 2 plus t minus t pătrat egal cu 0. Da? De unde rezultă odată t 1 egal cu 0, iar celălalt 2 se găsește în ecuația minus t pătrat plus t. Da, t pătrat minus t minus 2. Mulțim cu minusul din t pătrat minus t minus 2, nu? Minus t minus 2 egal cu 0. Și de aici ce? Găsim rapid cele două variante. Cred că e minus 1 și 2? Sau minus 2 și... Minus 1 și 1. Minus 1 și 1, nu. Hai să ne vedem. T2 odată egal cu 1 plus delta minus... Delta e 3. Radical 1 plus minus 3 pe 2. Și va deci fi 1 plus minus 3 2 pe 2. Și minus 1, am zis. Pe 2 și 3 egal cu... 1 și cu 3, 4 pe 2, 2. Deci T2 egal cu 2 și T3 egal cu minus 1. Minus 1. Dar minus 1 nu se poate. Deci variantele sunt acum. T1 egal cu 0. T2 egal cu 2. Și T3 egal cu minus 1. Dar cine era T1? T1 egal 2 la X. Cum este 2 la X? Totdeauna strict mai mare ca 0. Și atunci rămâne singură T egal cu 2. Cine are T-ul? 2 la X egal cu 2 și deci X egal cu 1. Este soluția ecuației. O ecuație simpluță. Hai să o spunem pe cea dreaptă. Da. N-am niciun grad de dificultate aici. Ea a fost la îndemână. Asta a fost subiectul 3. 4. 3. 4. Calculați probabilitatea ca din mulțimea 0, 1, 2, până la 9. Din mulțimea mare egal cu 0, 1, 2, până la 9. Să fie soluția ecuației f de n egal cu 0. Al ecuației f de n egal cu 0. Unde f este definită pe r cu valori în r. N definită pe r cu valori în r. Și f de n egal cu n la 3 plus 3n minus 4. Da. Deci să găsim probabilitatea ca
dintre aceștia, ce valori sunt soluția în ecuația acestea? Da. Păi rezolvăm ecuația. Eu aș rezolva ecuația, nu sunt probe de toate. Nu? Deci luăm deoparte n la a treia plus 3n minus 4 egal cu 0, echivalent. Cum o rezolvăm pe asta? Pe minus 4 se ca minus 3 minus 1. Așa, rupem și vine n la a treia minus 1 plus 3n minus 3 egal cu 0. Echivalent la a treia minus b la a treia. N minus 1 pe n pătrat. Nu, avem formula la a treia minus b la a treia. Egal cu a minus b. A minus b. A pătrat plus a b plus b pătrat. Nu știi formula asta. Și acum este n la a treia minus 1 la a treia. Și zicem că este egal n minus 1 pe lângă n pătrat plus n plus 1 plus 3 pe lângă n minus 1, că am dat scos pe 3 în factor comun, egal cu 0, nu? Da. De unde, iată, scoatem pe n minus 1 factor și o să avem n minus 1 pe lângă n pătrat plus n plus 1 plus 3 faci n minus 1 pe lângă n pătrat plus n plus 4 egal cu 0. Un produs egal cu 0? Dacă pe rând fiecare termen este 0. Deci vine n minus 1 egal cu 0 sau n pătrat plus n plus 4 egal cu 0. Cred că asta delta e negativ aici? Da. Deci vine 1 minus 4, 4, 16 minus 15, delta e negativ. Deci nu sunt rădăcini. Singura rădăcină este n egal cu 1. Deci n egal cu 1 singura soluție a ecuației acestea. Întrebarea era, care e probabilitatea ca luând un element de aici, acesta să fie soluția ecuației de mai înainte? Care e probabilitatea? Probabilitatea este numărul cazuri favorabile supra numărul cazuri posibile și va fi 1 pe 10. Unul cazurile favorabile, numai 1, un singur caz am, că nu e egal cu 1, și posibile sunt de la 0 până la 9, 10, da? Deci probabilitatea ca luând, notăm cu aia evenimentul, așa se numește. Fie a evenimentul ca luând un element, fie evenimentul ca una din valorile acestea să fie soluții, probabilitatea asta este cât 1 pe 10. Probabilitatea lui e evenimentul acela, l-a notat cu e. Da. Dar, de regulă, cu e se notează evenimentul sigur. Da? Deci, notați-l voi cum vreți acolo, scrieți în cuvinte ce eveniment aveți și atunci probabilitatea înseamnă cazuri favorabile. Supra cele posibile. Supra cazuri posibile. Și asta înseamnă 1 pe 10. Termateiști. Asta a fost cât? 4? 5. Da, urmează 5. Ce spune la 5? Ce am făcut la 5? Nu, ce spune la 5? Avem triunghiul ABC. Deci, triunghiul ABC. Este isocel cu AB egal cu AC egal cu 6 radical din 3. AB egal cu AC egal cu 6 radical din 3. 6 radical din 3. Măsura unghiului A este de 120 de grade. Măsura lui A egal cu 120 de grade. Și se cere să calculăm lungimea vectorului AC minus AB. Vectorul AC, așa, minus AB. Egal cu cine? Păi, fiindcă este triunghi isoscel și avem și mărimea dată de la ABC. Eu am făcut și desenul, cum am așa să văd. Da, deci așa. E o triunghi obtuzunghic. O triunghi obtuzunghic, da, de acord. A, B, C. Unghiul este de 120 de grade. Deci asta este 20, da. Și dacă este isoscel, am putea duce perpendicular pe CB și atunci vine la mijloc.
perpendiculară între pică la mijloc. Am notat cu cine aici? Cu A prim am notat. A prim, bun. Așa, și în triunghiul A, A prim, B. A, A prim, B, B. Da. Unghiul A prim este de 90 de grade. Sigur că da. Unghiul A este de 30 de grade. Asta este de 60 și unghiul B este de 30. Da. Pentru că calculăm, am calculat din 180 minus 120 împărțit la 2. Sigur că și da. Și puteam aplica și Pitagora, eu cu Pitagora am făcut. Deci aici cât este? 6 radical din 3. 6 radical din 3. Stai așa. Cateta care o se opune unghiului 30 grade este jumătate din ipotenuză. Adică sin de 30, că tu îți permiți să spui asta. Da. Sin de 30 egal cateta opusă supra ipotenuză. De aceea, sin de 30 grade e 1 pe 2. Nu e o teorie spusă cineva, ci este... Da. Acum, la nivelul limbajului vostru, de clasa 11, o spun că este clasa 7 asta. Da, așa. Da? Deci acum zic așa. În triunghiul A, A prim B, sinus de 30 de grade egal cu cateta opusă A'. Da. A'. Supra ipotenuză, supra AB. Echivalent. Sin de 30 de grade este 1 pe 2. La mărime. Da. Sinusul 30 de grade e 1 pe 2. Da. 1 pe 2 egal cu A'. Supra 6 radical din 3. A' este 6 radical din 3 pe 2. A'' egal cu 6 radical din 3 adică, pe 2. Adică 3 radical din 3. Adică 3 radical din 3. Le-ai aflat pe A'. A'. Și da. Cu Pitagora aflăm A'B. A'B. În aceeași triunghi. În aceeași triunghi. Puteai să aplici cosinusul. Da. Care mergea foarte bine. Da. Dar te-ai dus așa, prin Pitagora. Mi-a venit imediat. Așa. Deci zice că A'B. Prin B egal cu pătratul ipotenuzei minus pătratul catetei acestea, adică... Da. A'B pătrat. A'B la pătrat egal așa, cu AB, egal cu AB la pătrat minus A'B pătrat. A'B la pătrat egal cu AB 6 radical din 3 la pătrat minus 3 radical din 3 la pătrat. 3 radical din 3 la pătrat. Și egal mai departe cu 36 108 minus 36 ori 3 108 108 minus 9 ori 3 27 este 81 deci numai A'B va fi 9 egal cu 9 și cum cade la jumătate. Și ce a primit tot nouă. Ce a primit tot nouă și atunci CB va fi 18. CB va fi ca mărime CB egal cu 18. Dar tu ai avut vectorul AC de la A la C. Deci vectorul AC minus vectorul AB. Minus vectorul AB. Și AB-ul scriem ca AC plus CB. Nu? Da. AB egal cu? Nu. AC plus C. Nu, invers. Nu știu. Păi. Înțeles. AC plus CB egal cu AB. Așa, da. Deci, de la A la C plus la C la B face AB. Deci vectorul A C plus CB egal cu vectorul AB. Și nu oprim acolo. Vectorul AB. Echivalent cu. Tu ai AC minus AB. Da. Și nu oprim acolo. AC AC minus AB este egal cu vectorul minus CB. AC minus AB. Păi înlocuim AB-ul ca să putem să aflăm care este diferența aia, nu? Păi eu spun cât este diferența. Este egal cu vectorul minus CB. Păi, da. Minus CB sau mai egal cu BC. Că schimbă ordinea. Egal cu BC. Deci AC minus AB este egal cu BC. Da. Și ne luăm.
Deci am aflat câte este. Dar de ce am muncit pe acolo, la toate dimensiuni de astea? Și mi-am vindut. Dar stai o secundă. Nu degeaba autorul ăsta ne-a dat toată povestea asta. Păi eu m-am folosit de fiecare de ce am avut. Ce vreau să cred eu? El a avut intenția să se spui exact cu cine este egal. Este egal cu vectorul BC, cum vedem noi, nu? De, deci AC... Păi spune că calculați lungimea vectorului AC minus... A, lungimea? Păi și nu este 18. Deci lungimea vectorului AC minus AB este 18, dar tu trebuia să scrii asta, scrii și relația asta, nu? Și acum vă s-a pus vorba de modulul vectorului, lungimea vectorului. Da. E limpede, așa trebuia făcut. Deci în condițiile în care s-a pus problema lungimii vectorului, eu mă gândeam să-l exprimăm pe vectorul ăsta AC minus AB cu ajutorul versorilor, să fie o altă treabă. Nu. Deci a fost numai atât cât e lungimea. Da. Bine. Exemplu 6 și ultimul de la după. Așa. Ia să vedem ce spune 6. Arătați că sinus de A plus B egal cu 1. Dacă A și B aparțin intervalului de sinus de A plus B, da, așa? De A plus B egal cu 1. Da. Dacă A și B aparțin intervalului deschis 0 pi pe 2. A și B aparțin 0 pi pe 2. Deci sunt A diferit de B. În cadranul 1. Da, A diferit de B. Și sinus de A plus cosinus de A. Și sinus de A plus de A plus cosinus de A. Egal cu sinus de B plus cosinus de B. Sin de B plus cos de B. B. Deci, cu alte cuvinte, știind asta, se rezultă asta. Da. Deci, știind aceste lucruri, se rezulte că sin de A plus B egal cu 1. Ce idee aveți? Naft. Simplu zis dacă naft. Deci nu ai vreo idee. Păi de ce mi-ai avut idee? Noi cu asta rezultăm. Da? Am impresia banul. L-am dus pe sinus de B în partea stângă și pe cosinus în partea dreaptă și după așa am lăsat. Dar deci nu e cam la pătrat așa cum s-a cu ea. Deci nu e cam la pătrat, am membru și am locale, echivalent. Sinus pătrat de A. Sinus pătrat de A plus 2 sin A cos A cos A plus cos pătrat de A egal cu sin pătrat de B plus 2 sin sin B cos B sin B cos B plus cos pătrat de B egal cu atâta, da? Asta. Da. Și acum, sin pătrat de A plus cos pătrat de A, cât face? 1. 1. Deci vine 1 plus... 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Plus... E egal cu... Egal cu... 1, dincolo la fel. Plus 2 sin B cos B. E echivalent cu... 1 cu 1 se reduc. Și 2 cu 1. A, nu. Și împărțim prin 2, dacă vrei, da? Da. Și înseamnă, deci, sin de A, sin de A, cos de A, egal cu sin de B, cos de B. Cos de B. Echivalent cu? Ducem totul în membru stâng. Sin A, cos A, minus sin B, cos B. Și apare sin A, cos A, minus sin B, cos B, egal cu 0, nu? Da. Echivalent cu? Ăsta e... sin A cos A. E... Sin cos cosin este sinusul scăderii, da? Minus B, da. Deci apare că sin de A minus B, sinus de A minus B, este egal cu 0. Da? Sin de A minus B egal cu 0. Dar noi nu avem sin de A minus B, ci avem sin de A
simt de A... A plus B. A plus B egal cu 5. Da, simt de A plus B egal cu... trebuie să arătăm că egal cu 1. Deși aș fi avut de gând să-mi iasă deodată așa, simt de A plus B. Văd că mi-a să simt de A minus B. O seară bună! Bună. Salut, 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 salut! Dar noi, când am lucrat la clasă, parcă ne-ai ieșit, ținut de A plus B. Mă interesează dacă așa este ghișițiul. Da. Deci spune încă o dată formularea. Deci, să se apă. Arătați că sinus de A plus B egal cu 1, știind că A și B aparțin intervalului deschis 0 pi pe 2, A diferit de B, și sinus de A plus cos de A egal cu sin de B plus cos de B. Păi dacă A diferit de B, n-are cum să dea 0 acolo. Nu. Nu știu că am făcut în clasa subiectele. Și... Și tot așa am făcut. Tu am aplicat la pătrat. Ați secat ambii membri, nu? Da. Aș chiar să întrețin, dar unde am greșit nu văd încă. Mai am o idee. Să duc pe sin de B în stânga și să apară două sinusuri. Alo, da? Unde am greșit? Da? Așa. Așa. Sin de A, gata, ai dreptate. Așa, mă, da. Am înțeles, gata, ai perfectă dreptate. Mă întorc, înapoi. Ai dreptate, perfect. Te-am mulțumesc frumos, John. Nu l-am uitat cum spune. Florin, gata, Florin, îl iau din nou. Unde era? Florin are dreptate. A zis că în clipa în care am zis 2 sin A cos A, da. Și 2 sin B cos B și am simplificat acolo, trebuia să las așa. 2 sin A cos A egal cu 2 sin B cos B. 2 sin B cos B. Și am dus totul în stânga și e greșit că nu-i sin A cos B cos sin B cos A. Aici 2 sin A cos A echivalent cu a spune sinus de 2 A. 2 sin A cos A e sinusul de dublu. Sin de 2 A egal cu sinus de 2 B. Da? Da. Și duc în stânga totul și apare echivalent cu a spune că sinus de 2 A minus sinus de 2 B. 2 B. Egal cu 0, da? Da. Și diferența a două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. Și apare acum 2 sinus de de primul unghi minus al doilea pe 2, deci 2a minus 2b pe 2. Totul pe 2, ori cosinus, da, diferența a două sinus, transformă un produs de sin și cos, vine 2 sinus de 2a minus 2b pe 2, cosinus de 2a plus 2b pe 2. Egal cu 0 din acum, nu? Da. Și acum, îți dau un 2 în factor, simplific aici, 2 renunțări și vine sinus de A minus B ori cosinus de A plus B, da, sin de A minus B ori cos de A plus B egal cu 0. Și fiindcă A diferit de B, A diferit de B, rezultă că A minus B e diferit de 0 și sinusul lui A minus B e diferit de 0. Și atunci, la înmulțire a două numere, e 0. Dacă unul din ei e 0, cum ăsta e diferit de 0? Cosinus de A plus B. Deci rezultă deci că cosinus de A plus B rezultă că cosinus de A plus B egal cu 0. Și dacă cosinusul e 0, atunci sinusul e 1. Da. Deci de aici rezultă că sinus de A plus B este egal cu 1. Îți mulțumesc, Florine. Corect. Intervenția ta e bună.
aici, oboseala spune cuvântul, de la 4 toți stau prinzi legat, de la o clasă la alta. Deci, sin cos, formula era așa, sin de A cos de B minus cos de A sin de B este sinus de A minus B. Dar ceea ce am avut noi sin cos de același lucru este sinusul dublului. Da. Da? Și, deci asta s-a tradus, la asta am ajuns pe egal la pătrat. Da. S-a numit sin de 2A egal cu sin de 2B. Am dus în stânga. Diferența două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. 2 sin de 2A minus 2B pe 2, cos de 2A plus 2B pe 2. Foarte tare toată chestia asta. Și aici îl fructificăm că ai diferit de B. Dar ce ai diferit de B înseamnă că A minus B e diferit de 0 și sinusul unui diferit de 0 e diferit de 0 și atunci un produs de două numere este 0, cum ăsta e diferit de 0, neapărat șanse mari, nu, obligatoriu cos de A plus B este 0. Și dacă cosinusul este 0, sinusul este 1, că numai așa, sin pătrat plus cos pătrat face 1, acolo, din formula fundamentală. Da. Bun, asta a fost al? Subiectul 1 a fost, deci 6. 6. Ultimul, subiectul 2 acum. Din astea, cât ai făcut? Am făcut, dar am urcat la calcul sau parcurs. De aiurea. Nici nu aveai voie să te împuși. Știu. Hai să zicem aici, la ultimul, care a fost cu trigonometrie și, mă rog, nu prea stăpânești tu trigonometria și ți-am spus, ai șanse foarte mari dacă te duci la prof online să vezi prin primele lecții acolo, când lucram pe tabla asta, acolo pe spatele grajdului acela, am făcut trigonometria toate. De a avut timp, poate că n-am mai avut timp, că tot timpul găsim altceva de făcut, să rămâne sarcina ta și a tuturor celor care vor să intre în posesia trigonometriei în totalitate. Sigur că există și volumul acela cu trigonometria, cu ecuații trigonometrice, cu tot, absolut. Să vedem subiectul 2, să vedem ce ne spune. Yes, 2, da? Avem determinant de x și y. Deci determinant de x și x y. X și y. Așa, să zicem. Cum arată determinant de x și y. De x și y, așa a fost, nu? Nu, era ca și cum ar fi un delta și x, y. Așa s-a notat. Delta de x și y. Așa, egal cu x, 3, y pe linie. X, 3, y. X pătrat, 2, y pătrat. X pătrat, 2, y pătrat. Și 1, 1, 1. 1, 1, 1. Prima cerință a fost să rezolvăm determinant de minus 1 și 0. Deci determinant de minus 1 și 0, cu ce este egal, da? Da. Eu aș face, l-aș lucra pe ăsta ca expresii și mi-ar să înlocuiesc pe 1 și 0. Da, să facem B-ul cum ar fi. Facem B-ul și până îl facem și pe anul natural, numai că te înlocuim în expresia aceea. Ce da, să fac eu? Oricum nu-i greu de... Nu-i greu, sigur că da, nu-i de greu, dar... Sunt doar pe 2, de, în rest de 0. Așa. Deci, cât face, hai să-l fac așa cum ai făcut tu, deci... Minus 1, 3, 0. Deci, practic, s-a cerut de... Minus 1 și 0. De minus 1 și 0. Egal cu determinantul. Minus 1, 3, 0. Da. 1, 2, 0. X-ul e 1, da? Da. 2 și 0. 1, 1, 1. Și 1, 1, 1. Și va fi minus 2. Tăiem deodată. Da. Și egal cu 1, minorul, deci minus 2, minus 3, nu? Da, minus 5. Minus 5. Egal cu minus 5. Asta a fost amic, nu? Sau aici? Da. Deci, subiectul ăsta are 1, care are două subpuncte. Are ABC, are 3 subpuncte. 3 subpuncte, da. Bun. Deci, B. L-am făcut pe amic. Da. Acum, B mic. B mic va fi așa. Arătați că determinant de x și y egal cu x minus y. Arătăm că d de x și y egal cu x minus y. Da. Pe lângă xy minus 3x minus 3y plus 2. Adică plus practic, 2. Practic ți-l dă, îți spune la ce răspuns să ajungi. Da. Și ai reușit? Da. Deci la subiectul 2 și 3 am făcut.
Mai, deci mai mult l-am făcut ca subiect 1. Subiect 2 l-am făcut tot. Da. Era deci este simplu, eu aș face cu 0 ori aici. Aș lua așa, așa să fac 0 ori aici. Eu m-am gândit din prima să ajung, pentru că am văzut că am x minus y, să scad din prima, să scad ultima coloană și dădea x minus y, apoi x pătrat minus y pătrat, scoteam factorul x minus y și din ce rămânea am ieșea paranteza aia de acolo. Da. După teoria care o avem noi, știm așa. Când vrem să obținem 0 ori undeva, uite aici, pe coloana asta, 0 ori, luăm, privim și aș fi luat pe asta, din motive care ai spus tu, coloană de lucru, coloană de lucru, iau mulțesc cu minus 1 și o adun la celelalte două ca să luăm 0 ori. Da. Și aș fi obținut. Coloană de lucru să copii x, x pătrat 1, 3 minus x, da? Da. 3 minus x, 2 minus x pătrat, 0, și y minus x, da. Y minus x. Aici a fost x minus y. Trebuia să fac invers, da? Da, o lăs așa de acum. Y minus x, y pătrat minus x pătrat și 0. Stai, le iași coloana și asta. Aia face minus, plus, minus, plus. Deci e plus, că e pe linia, coloana întâi, linia a treia. 1 și cu 3, 4, da? Deci vine 1, înmulți cu 3 minus x, y minus x, 2 minus x pătrat și y minus y pătrat minus x pătrat. Și egal mai departe, scoți un y minus x pe coloana asta, da? Y minus x, pe lângă determinantul 3 minus x, 2 minus x pătrat, și 1 și y plus x. Nu? Y plus x. Da. Și acum, dacă scoți y minus x acela, lași pe cam dat așa și mulțești aici asta cu asta, da. Cred că da, exact paranteza acolo, da? Și tu scoți minusul un factor, aici în schimb și ăla va schimba și deci rezultatul e corect. Da. Te ajută foarte mult că spun la ce trebuie să ajungi. Te rog. Da, și punctul C, determinați X și Y. Deci, dacă, cine este X? Cine este Y? Dacă 1 supra Y minus X, ori determinant de X și Y. 1 supra Y, y minus X. X. Y minus X, ori determinant de X și Y. Da? Egal cu 8. Egal cu 8. Echivalent cu? Înlocuim cu ce avem la punctul B. Așa, ce era la punctul B? X minus Y pe lângă X minus Y pe lângă X. XY minus 3X minus 3Y plus 2. Plus 2 totul plus supra Y minus X. Y minus X egal cu 8. Ce aici înseamnă echivalent? Fiindcă e cu un minus aici, numai bine trebuie să mulțesc cu minusul acolo. Da? Și da. Vine că X pătrat, XY, pardon, minus 3X minus 3Y plus 2 este egal cu minus 8. Da. Așa vine, nu? Duc pe 8 în stânga și ar fi echivalent, poate zice că XY minus 3X minus 3Y plus 10 este egal cu 0. Te rog, vorbește. Da. E 10, e 10 ca 9 plus 1. Da. Și aranjăm aici, vine X minus 3 pe lângă Y minus 3 plus 1 egal cu 0. Da. Cât este X-ul și Y-ul, nu? Da. Dar de unde sunt X-ul și Y-ul, știi? Din iar am spus, mă interesează. D de X și Y, așa. Numele întregi. Așa. Aici mă blocam. N-aveam cum să continui X-ul. Deci egal cu minusul. Deci rezultă aici că, deci cum X și Y aparține lui Z, rezultă că X minus 3
și y minus 3, da, aparțin lui z. Și atunci am să am x minus 3 pe lângă y minus 3 egal cu minus 1. Și ce două numere mulțite fac minus 1? 1 cu minus 1 și minus 1 cu 1. Da, deci am pe rând x minus 3 egal cu 1 și y minus 3 egal cu minus 1. Sau x minus 3 egal cu minus 1 și y minus 3 egal cu 1. Și de aici găsim cele două variante ale lui x și a lui y. Da. Da? Deci unul a avut ABC. Da. L-ai făcut pe toate trei. Da. Mai departe. 2. Să dăm atunci AN. Deci 2. Tot la S2, dar la subiectul 2. Da? Da. Deci să dăm matricea A. N. A indice N. Da. A indice N. Egal cu 1, 2 la N, 3 la N pe linie. 1, 2 la n, 3 la n, 0, 1, 2 la n și 0, 0, 1. Calculat A1 minus A0. A1 minus A0 egal cu cine, da? Da. Primul punct ăsta. A1 din... Spuneți că și ăsta are ABC. Da. Așa. A indice 1 este egal cu matricea 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Da. Minus matricea A0 înseamnă 1, 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 1
Și atunci vine 0, 1, 1 principală, da. 1 și rămâne 1. Mm. Și tăiem linia și coloana lui 0. Deci asta... Linia a doua, a treia, da. 1, 0, 3, 2. 1, 0, 3, 2, adică 2, dar e minus. Da? Da. Așa, mulțumesc. Pentru celălalt. Aici rămâne 0. 0, da. Aici. Tot 0. Nu, a, da. Deci 0, tot 0, corect. Și în sfârșit 1. 1. Da, e cu plus, e cu... E plus. Da. Și asta e astea. 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 Atunci la minus 1, A1 la minus 1 este 1 pe 1, ori asta. Da. 1, minus 2, 1, 0, 1, minus 1, 0, 0, 1. Da. BO, s-a făcut BO, CU? Arătați că dacă ADN ori ADN egal cu ADP. ADN ori ADP. Nu, ADN ori ADN egal cu ADP. ADN ori ADM, nu? Nu, ADN ori ADN. Adică ADN la da. Pătrat. Așa, egal cu ADP. Atunci definim și P. Atunci N egal cu 0 și P egal cu 1. P egal cu? 1. Nu egal cu 0 și P egal cu 1. Ce facem ADN la pătrat egal la 1. Și egalăm și de acolo trebuie să fie o relație între N și P, N și P în care se întâmplă că N egal 0 și P egal cu 1. Da. Ce înseamnă deci ADN totul la pătrat? Înseamnă 1, 2 la N, 3 la N, 0, 1, 2 la N, 0, 0, 1, ori 1, 2 la N, 3 la N, 0, 1, 2 la N, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Este egal cu? 1, 2, 2 la N. Deci face 1. 2 la N. 2 la N. Deci 2 la N așa, o dată și 2 la N așa, 2 ori 2 la N, da? Da. Și atâta e bine. 2 ori 2 la N, adică 2 la N plus 1. Da. Bun. Și acum 3 la N plus 2 la 2 N. Da. Plus da? 3 la N. 2 ori 3 la N. 2 ori 3 la N plus 2 la 2 N. 2 la 2 N. Așa da. Vine, da? Și acum, linia asta 0. Linia a doua cu prima coloană 0. Da. Linia a doua cu coloana 1. A doua 1. Și linia a doua... 2 la N. 2 la N, 2 la N. 2 ori 2 la N. Adică 2 la N plus 1. 2 la N. Și 0. 0. Și 1. 1. Și dacă pe asta o gândim că ar fi A de cu P, nu notăm acolo, 1, 2 la P, așa e zis. Da, da. 2 la P, 3 la P. Și respectiv 0, 1, 1 2 la P plus 1. 2 la P. P. Da, nu, 2 la P. P. Da. Și respectiv 0, 0, 1. Egalitatea două matrici, dacă și numai dacă, N plus 1 egal cu P. Așa ar fi, N plus 1 să fie P. Asta de aici, da. 2 ori 3 la N. 2 ori 3 la N plus 2 la 2 N să fie egal cu 3 la P. Așa? Da. 3 la P. Și ce, la ce aș mai ajut? Da, N plus 1 egal cu P, am și spus-o dat. Da. În clipa în care am aceste două relații, în loc de P, pun N plus 1. Și o să am echivalent, cu a spune că 2 ori 3 la N plus 2 la 2 N egal cu 3 la N plus 1. 3 la N plus 1.
Pe 3 la n plus 1 îl scriem ca 3 la n. Ori 3. Duc, duc totul în stânga sau duc pe ăștia în dreapta. Sau și. Deci 3 de la 3 la n și 2 la 3 îl duc în partea și așa. 2 la 2 n egal cu 3 la n. 2 la 2 n egal cu 3 la n. Da. Așa. Și ca să aibă loc această egalitate, când se întâmplă? Adică parcă aș spune că 4 la n, 4 la n egal cu 3 la n. Dacă n egal cu... Cu 0. Cu 0, pardon. Nu se poate. Da, da. Da. Deci dacă și numai dacă, n egal cu 0. Ca să dea. Și P-ul va face 1, deci. Da. Și P-ul egal, deci, cu 1. Terminate ești. Altfel, dacă vrei să fii mai convingător, logarimezi aici. Da. Într-o bază și el nu vine în partea asta, scoți pe el în factor comun și nu pare de acolo, îți dai seama că așa trebuie să întâmple. Deci am făcut și 2. Dar avea subiectul 3, dar este 10 pe 20. Ne oprim aici atunci, nu? Da. Bun. Și îl facem mâine seară. Da. Mâine nu știu dacă vine, miercuri. Miercuri atunci. Și rămâne... Ziua lui Cosmin, mâine. Da. O să fac derivate cu ce spun el. Tu știi numărul telefonului Cosmin? Nu știi. Nu, nu știu. Dacă îl sună atunci. Da, îți dau mesaj la plăci. Da. Mesaj? Pe Facebook. Ah, acolo văd cât da. Credeți voi foarte repede. Da. Rămâne să ne oprim și să... Până aici. Sinteza zilei, da. Da, dacă e simulare clasa 11, da, da. Este suficientă. Punctul de atracție rămâne destul de important. Ce a fost acolo? De ce? Prima parte nu ți-a mers deloc, nu? Nu, nu. Te-a sancționat prima... Mea. Te-a sancționat... Dus, adică când am văzut subiectul 1, am încercat, am trecut prin el, așa, cu privirea, și după am dat subiectul 2, pentru că am văzut că acolo mișea. Că am făcut picior numai în prima apucă, așa, da, am văzut că nu mișeau. Da, da. Și m-am lăsat subiectul 2 și acolo l-am făcut. Și la 3. Și la 3. Da. La 3 analiză matematică. Da, analiză. A fost două ieșiții cu două funcții. Două ieșiții. S1 și S2 și cu ABC, cred că la fiecare. Da. Da? Tot așa ești. Bine, o să continuăm miercuri, cum spui tu. La revedere!